Hello. My name is Salut. Dan Hill and mă numesc Dan Hill și sunt cofondator al centrului MIT cu sediul în Chișinău, Moldova. Astăzi aș dori să vă spun despre o oportunitate interesantă de a participa la o inițiativă nouă și importantă care va avea un efect foarte pozitiv asupra viitorului Moldovei. După cum știm cu toții, Republica Moldova se confruntă cu numeroase probleme economice. Unul dintre principalele motive pentru aceasta este sistemul de învățământ învechit și lipsit de investiții. Drept urmare, cei mai buni și mai străluciți dintre tinerii, care sunt viitorul țării, părăsesc Moldova pentru a obține studii în străinătate. Și mulți dintre acești tineri nu se mai întorc, rezultând într-un fenomen de exodul de creiere, care este foarte periculos pentru perspectivele viitoare ale țării. În cadrul învățământului superior, aproximativ 7.000 dintre cei mai inteligenți studenți din Moldova decid să studieze în străinătate în fiecare an, iar acest lucru se întâmplă de mai bine de un deceniu, un număr tot mai mare plecând în fiecare an. În mod corespunzător, numărul absolvenților universitari din Moldova este în declin puternic de mai bine de un deceniu. O altă dintre cele mai mari probleme ale Moldovei este că piața sa de muncă nu are un număr suficient de lucrători calificați. Problemele conexe sunt lipsa cadrelor didactice cu înaltă calificare și liderii de afaceri care, sincer, au primit mai puțină educație decât este necesar pentru a funcționa la o eficiență maximă. O problemă majoră este că numărul specialiștilor IT disponibili în Moldova a stagnat la aproximativ 10.000, în timp ce cerința pieței pentru specialiștii IT este mult mai mare și crește anual. Companiile IT încearcă să rezolve această problemă prin recrutarea angajaților din alte țări din sud-estul Europei și, de asemenea, prin organizarea propriilor programe interne de formare. Un efect secundar al lipsei de specialiști în IT este că salariile locale din domeniul IT cresc, dar acest lucru nu înseamnă că companiile locale își îmbunătățesc competitivitatea pe piața globală. De fapt, situația este opusă. În cea mai mare parte, programele de formare în țările vecine sunt mai bine puse în aplicare decât în Moldova, iar numărul absolvenților universitari moldoveni scade pe măsură ce mai mulți tineri migrează în străinătate, așa cum tocmai am discutat. Privind mai departe în viitor, studii recente realizate de McKinsey, Institutul Gallup și Forumul Economic Mondial estimează că până în anul 2035, 1 miliard de locuri de muncă la nivel mondial vor dispărea ca urmare a digitalizării. Atât angajatorii cât și angajații vor trebui să fie pregătiți pentru a reuși într-o lume care devine din ce în ce mai dependentă de tehnologie și în care cerințele pieței se dezvoltă și se schimbă rapid. Scopul nostru aici nu este de a provoca panică, ci mai degrabă de a oferi o soluție elegantă la cerința urgentă de a păstra cei mai buni și inteligenți studenți în Moldova și, de asemenea, de a sprijini întreprinderile moldovenești prin pregătirea tinerilor absolvenți ai universităților din Moldova pentru a oferi rapid valoare întreprinderilor care îi angajează. Astfel încât Moldova și companiile moldovenești să fie câștigătoare în viitorul cel mai apropiat, trebuie să fim bine pregătiți pentru schimbările care urmează. Este timpul să începem trecerea educației din Moldova la un sistem care pregătește tinerii cu abilitățile specifice necesare pentru a fi competitivi și de succes pe piața globală, care se schimbă rapid. Desigur, având angajați mai bine pregătiți, vom avea și ca rezultat și afacerile din Moldova fiind mai competitive și de succes pe scena mondială. Una dintre cele mai promițătoare noi dezvoltări în domeniul educației este un concept numit învățare mixtă de înaltă calitate, care învață și promovează responsabilitatea personală mai bine decât orice alt sistem educațional, și oferă studenților încrederea în sine, necesară pentru a construi cariere de succes. Învățarea mixtă este deja utilizată eficient în țări precum Statele Unite, China, Malaezia și Africa de Sud. Multe alte țări lucrează de asemenea pentru a-l implementa chiar acum.
Centrul MIT a fost înființat pentru a implementa modelul de educație Blended Learning pentru Moldova într-un mod de înaltă calitate și accesibil din punct de vedere financiar. Fiți la curent cu următoarele videoclipuri unde vom arăta și explica serviciile pe care le oferim și modul în care ONG-ul nostru va ajuta la lansarea utilizării învățării combinate de ultima generație în Moldova. Poate cel mai important, vom explica de asemenea modul în care organizația dumneavoastră poate participa și beneficia de acest proiect important. După cum am menționat anterior, un obiectiv principal al ONG-ului nostru este de a servi comunitatea locală de afaceri din Moldova. Vom lucra în strâns parteneriat cu fiecare organizație participantă pentru a oferi studenților o formare adaptată pentru a dezvolta cunoștințele și seturile de competențe specifice care vor fi solicitate de companiile unde vor lucra. Pentru o înțelegere mai profundă a programului nostru și a modului în care dumneavoastră și organizația dumneavoastră puteți beneficia și participa, vă rugăm să fiți la curent cu următorul videoclip împreună cu prietenul meu, colegul și fondatorul MIT, Guido Schratzer.